România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Trebuie să recunosc că m-ați surprins, stimați ascultători de Europa FM. De ceva vreme urmăresc în presa americană informații despre un fenomen care se numește, la noi în românește îi zice lumea, marea demisioneală. În ultimii ani, americanii au demisionat masiv în numere pe care nu le-au avut niciodată în istorie. A început undeva prin aprilie 2020 și nu aveau 4 milioane de demisii. Cei care lucrează în resurse umane, psihologii spun că este un fenomen legat de pandemie, că lumea a cântărit ce este mai important în viață și că a hotărât că nu are rost să te spetești la o muncă unde nu-ți place. Sau poate este o eliberare, o nevoie de schimbare. Cert este că la ei milioane de oameni în fiecare lună își dau demisia. Surpriza însă vine atunci când vorbesc despre noi, pentru că nu mă așteptam ca societatea românească să fie legată atât de tare de aceste tendințe internaționale. În mintea mea păream mai așezați, mai conservatori, până la urmă noi suntem crescuți de acasă, să avem un loc de muncă stabil, da, să avem o casă, să nu plecăm prea ușor. Știți bine că mulți dintre noi și-au căutat locuri de muncă la stat, pentru că acolo maică nu te dă nimeni afară. Dar atenție, românii au demisionat masiv în anul care a trecut și cred că tendința va rămâne și în acest an. Numai puțin de 450.000 de angajați și-au dat demisia sau au căutat un drum mai bun. Sau, după cum ați auzit de dimineață la băieții de la Deșteptarea, care au inspirat această dezbatere, au plecat acasă pur și simplu să se odihnească. Asta ne-a povestit un domn. Dom'le, eu vreau să steau mai mult cu familia. Cel mai interesant este că în această poveste este că numai puțin, deci numărul de care v-am pomenit, este mai mare cu 50% față de anii anteriori. Adică este cel mai mare număr de demisii din istoria noastră. Este ca și cum deodată nația noastră a hotărât brusc să-și caute un destin mai bun. Cei mai mulți sunt de la privat, este adevărat, într-o proporție covârșitoare, dar sunt oameni care au plecat și de la stat. Și da, criza se simte, o să spunem, majoritatea celor care au demisionat lucrau în restaurante, n-ar fi de mirare, regulile, restricțiile, interdicțiile, lipsa clienților i-au făcut pe oameni să-și caute ceva mai bun, dar atenție, n-au făcut-o fiind dați afară, adică cerându-și ajutorul de șomaj. Nu, lumea a zis, gata, eu plec de aici și merg mai departe. Bun, e o lume vie, dar bun, asta e de înțeles. Dar pe locul 2, în acest top, se află oameni care lucrează în construcții. O industrie care duduie la propriu. Creditele imobiliare au crescut anul trecut la număr de acordări, se construiesc blocuri. Este o industrie cât se poate de puternică, da? Și șoferii completează acest top al demisiilor, ceea ce este la fel de spectaculos. În orice caz, România nu mai seamănă cu țara care ținea un loc de muncă. Și la noi și la alții, spune un studiu, cei mai mulți dintre angajați sunt aflați la jumătatea dintre cei care demisionează. Sunt cei aflați la jumătatea carierei și, pe ansamblu, în toată lumea, sunt cei din industria tehnologiei și sănătății. Dar, una peste alta, la noi, fiți atenți, este vorba de 10% din forța noastră de muncă, da? 10%. Dar de ce? Asta e întrebarea. Știu că nu avem cele mai bune condiții, știu că nu avem cele mai bune salarii și că ne adaptăm repede. Dar această mobilitate trebuie să recunoașteți că e cu totul spectaculoasă. Ați mers către mai bine sau v-ați săturat de ceea ce trăiți? Așadar, astăzi despre marea demisioneală. 0372069599. Ați demisionat de curând sau intenționați să o faceți? De ce plecați, oameni buni, de la locul de muncă? Este vorba de bani, de condiții sau de dorința de a sta mai mult cu familia? Care este, de fapt, cel mai mare neajuns al locului în care muncești? Și, desigur, cât de ușor este să schimbi locul de muncă în România? Fie că ești angajat, fie că ești patron, dar aș vrea să-i aud și pe patroni, spunând astăzi cât de greu sau de ușor este să păstreze pe cineva, te aștept la Europa FM. Încă o dată, telefonul este 0372
0372069599. Vorbim despre multele demisii din România. Ați ales să faceți asta? Dacă da, de ce? Dacă nu, ce vă mai ține? Un studiu arată că unul din 5 români ar dori să demisioneze în perioada următoare. Această emisiune este și pe Facebook, dar noi începem la telefon, iar primul pe care îl auzim este Liviu. Salutare! Salut! Salut! Care-i povestea? Am sunat la dumneavoastră, mi-am dat și eu demisia, de mâine încep la următorul nou job, munca. Lucrez în domeniul IT, așa că aș putea să vă spun mai multe despre acest domeniu. Păi da, fiecare cu locul lui. De ce ai plecat? Da, în principiu, tot timpul este vorba de bănuți. Nimeni nu pleacă de bine. Pleacă de bănuți, pleacă de... Ce puțin în cazul meu, piața se schimbă de la an la an, salariile cresc în IT, nești asta. Și mai mult de atât, în ultimii 2 ani, punând la socoteară inflația și tot ce se întâmplă, nu numai la noi în țară, peste tot, deci cumva angajatorul trebuie să vină cu ceva, să indexeze salariul, să vină cu niște bonusări, altfel pe fondalul lipsei de personal, efectiv este lipsă de personal în IT, se pleacă foarte rapid. Gândiți-vă că pe LinkedIn pe săptămână vorbești cu 2-3 recruteri în medie, care te abordează, nu vrei un job, să schimbi o oportunitate și așa mai departe. Am înțeles. Și la voi, demisiile sunt ușoare, adică e o obișnuință a locului, nu? Nu neapărat că este obișnuință. Am colegi, cunoștințe care stau de 5 ani de zile, 10 ani de zile la un loc de muncă, dar atât timp cât angajatorul indexează salariile și te ține în piață. Dacă nu vine cu indexări și tu te-ai angajat acum 2 ani, iar totul a explodat ca prețuri și tu ai salariul de acum 2 ani, punând la socoteală și faptul că salariile cresc în IT de la an la an, tu rămâi în urmă. E ca și cum ești plătit, ți s-a dat salariul în jos. Și automat te duci în altă parte, pe alte beneficii. Tot timpul e mai bine, face același lucru sau poți să, tehnologic sau profesional, să progresezi mult mai mult. Cât ai câștigat, adică în procente, așa, de la un loc de muncă la altul? În principiu, 20%, cam aici este marja. Ce este peste 20%. Vreau să mă duc și eu să vorbesc cu șefii mei. Sau nu merge așa? N-am înțeles. Da, asta este în IT, da. Se știe și pe la televizor, peste tot, se dau procente și fel și fel de rating-uri și așa mai departe. Asta este piața. S-a ajuns cumva să fim plătiți la nivelul din Europa. Deci nu cred că un senior, nu cred că se mai rentează să plece, spre exemplu, în Germania. Unde... Să zicem, în Germania câștigi, îți dau un exemplu, un 4.000 de euro, aici câștigi un 3.000 de euro, net. Dar în Germania chiriile sunt mult mai mari, sunt la triplu și, bineînțeles, utilitățile sunt mai scumpe. Deci nu prea se rentează să mai pleci, decât că, na, deci au alte chestiune școli, alte... În industria voastră e o chestiune de bani. Că bănuiesc că e o industrie, fiind corporații, condiții de muncă ok, lipsă, adică respect ok. Cătălin, tot timpul este vorba de bani. Adică dacă poți să faci un improvement de 2-3.000 de lei la salariu, de ce n-ai face? Da, asta da. 2.000 de lei este o grădiniță privată. Nu e tot timpul. Uite, Liviu, citesc de pe Facebook. Pandemia i-a făcut pe unii dintre angajatori să creadă că sunt un fel de Dumnezeu pe pământ. E, dacă nu erau ei, numai asta auzeam. Îndatoririle postului crescânde, salariul de batjocură, leadership-ul eșuat al șefilor au fost motivele, vezi? N-am avut probleme. Da. Am avut noroc de șefi ok peste tot. Am schimbat vreo 6 joburi până acum. N-am avut probleme cu șefii sau cu colegii. Simplu fapt este, domne, cine-mă acolo cu indexările, cu salariul? În cazul meu, mulți i-au întors la muncă și au zis, ok, plec. Iar în state se știe. În state a fost o mare, cred că 50% din IT, deci s-au schimbat foarte multe locuri de muncă pentru că i-au chemat la birou după un an jumate. Deci am fost productiv cât am stat acasă și mă chem la birou să ce?
Da. Că ne vedem la față, că nu... Asta e foarte interesant. O să facem o discuție despre asta. Promit, Liviu, facem o discuție. Mulțumesc tare mult, că aici suntem cu toții construiți diferit. Mie îmi place mult să vin la birou. Săptămâna aia cât am stat acasă, contact direct, nu am simțit bine la emisiune cel mai bine. Da, adică vreau să văd aici oameni, vreau să mă uit în ochii lui Sorin, îmi dau seama cum merge emisiunea. Salut, Sorin. Alexandru, salutare, bine ai venit la România în direct. Demisionar, ai demisionat? Salut, bine v-am găsit. Nu am demisionat încă. Eu am 34 de ani și 16 ani de muncă fără întrerupere. Am un băiețel de un an și 6 luni. Aștept al doilea băiețel. Iar când voi termina undeva la sfârșitul lui 2022 proiectul pe care lucrez acum în construcții, mm-hmm, o să-mi iau cel puțin un an acasă cu copiii. Nu cred, deci că doar dacă câștigi 1 milion de euro la blocul ăla pe care îl faci, nu te cred un an acasă. Lucrez în drumuri, salariul este bun. Da, știu. Pun deoparte și cumva o să ne descurcăm. Nici soția mea nu câștigă prost, avem o indemnizație destul de ok și atunci cred că merită foarte mult pentru familie. E o meserie foarte căutată. Am crescut cu cheia la gât. Mm-hmm. Poate n-am conștientizat lipsa părinților, dar cu siguranță pentru copii este nevoie. Câți copii au nevoie de prezența noastră? 2 copii, unul de 1 an și 6 luni și unul pe drum. Și bravo, doi să băieți. Vă trăiască. Când... Mulțumim. Cum, adică intenționez pur și simplu să fii casnic, ce să zic, adică... Da, termin proiectul pe care sunt, mm-hmm, acum, rămân să-l termin, cel mai mult din respect pentru colegi, suntem aici aproape de 4 ani, mm-hmm, trebuie să-l terminăm împreună, nu pot să-i las așa, dar după nu mă duc pe alt proiect, îmi voi da demisia și o să rămân acasă. Ok, nu o să-ți lipsească nimic de la muncă? Nu știu. Nu știi. Am 34 de ani și 16 de muncă continuu. Nu știu. Uite... ce înseamnă să stai acasă, ce înseamnă să fii șomer. Am avut parte de o perioadă în care am lucrat de acasă din cauza pandemiei, dar am lucrat. Nu am... Cele 8 ore au fost pline de... Mă rog, a fost aceeași activitate. Nu știu ce înseamnă să stau acasă și să nu fac nimic sau să mă ocup de copii. Ca atare, nu pot să-ți dau un răspuns. Eu am fost, uite, eu nu m-am gândit niciodată, nu știu, să altă generație, că n-aș putea avea de muncă, mi se strângea stomacul, la un moment dat viața m-a împins, am fost vreo patru luni, nu am avut un serviciu clasic, știi? Adică nu aveam unde să mă duc, vreo 4 luni, nu a fost o perioadă foarte ușoară pentru mine. Pentru că îmi puneam o grămadă de întrebări și spuneam, dar cu ce am greșit oare? De ce nu pot să-mi găsesc de lucru? Oare ce trebuie să fac? Oare cum trebuie să mă schimb pe mine? Și doi la mână, mă uitam cum se subțiază banii. Adică banii chiar se subțiau, cheltuielile nu se opresc niciodată. Și ții minte ca și acum că în momentul în care am ajuns din nou să semnez un contract, după 4 luni, eu mai aveam 1000 de lei, știi? Și m-am zis, bă, asta e ultima lună în care îmi permit să mai fac treaba asta. Ai luat în calcul și chestia asta? Da, m-am gândit. Am avantajul că în construcție se caută mult. Uh-huh. Este cerere foarte mare. Am și experiență, cum spuneam, 16 ani de muncă, ca atare nu... În situația în care apare o urgență, nu știu, cheltuiesc banii pe care am pus deoparte pe ceva... neprevăzut, cred că reușesc să-mi găsesc un loc de muncă cel puțin decent, destul de repede. Bravo. Cumva piața în care suntem cel puțin în momentul ăsta nu mă face să am vreo anxietate din punctul ăsta de vedere. Bravo. Într-adevăr, drumarii sunt foarte căutați. Mulțumesc, por la treabă. Inginerii buni, oamenii buni de drumuri sunt căutați. O industrie care duce lipsă anii ăștia în România. Multe mesaje și pe Facebook, spune așa cineva, când a început pandemia eram în Germania pentru că în Horeca era jale, luam salariu întreg, dar nu făceam nimic, așa că mi-am dat demisia. Am venit acasă, am făcut școală de șoferi, categorii profesioniste, Raluca scrie asta, o doamnă,
A făcut școală de șofer și lucrează pe camion, dacă a luat profesionist, ce tare, mi se pare asta. Da, bănuiesc că pentru o femeie e chiar mai greu să-și dea demisia și să gândească la viitorul loc de muncă. Dar dacă ați făcut asta, doamnelor sau domnișoarelor, v-ați dat demisia și v-ați regândit viața, chiar vă aștept să sunați la 0372069599 să vedem și cealaltă perspectivă. Deocamdată, Dan, salutare! În ce situație ești? Salutare, sunt un, să zicem, un intraprenor în IT. Am lucrat o perioadă tot în IT, dar în altă țară. Și de când m-am întors în țară, ajut companii de IT să intre pe piața locală în Iași. Aha. Știu la Iași, au venit companii mari de tot și angajează, aruncă cu exact. Salarii, da. Nu numai la Iași. Ideea este că fiind în această industrie și da, e o industrie mare în Iași, să zicem 20-30 de mii de angajați, dar nu atât de mare încât să nu ne cunoaștem între noi. Mm-hmm. Și ajunsesem la punctul în care eu cam știau ce oferă alte companii, ne știam între noi, încercam să ne egalăm, să nu ne călcăm prea mult pe picioare. Dar odată cu pandemia au venit peste noi companiile din Cluj, unde e și mai bine și aruncă și mai cu mai mulți bani. Au venit multinaționalele alea și mai grele din București. Și, practic, nu te mai interesează, nu mai vrei omul. Deodată, toată lumea a descoperit că nu mai avem nevoie să ținem pe toți oamenii la un loc într-un birou și că poți să ai angajat și din Iași, și din Cluj, și din Oradea. Și peste toate astea, au venit și companiile din alte țări, de exemplu, din Olanda, din Anglia, care au descoperit același lucru, dar nu trebuie să fii din aceeași țară, domnule, trebuie să-i luăm din România. Și plătim la fel ca pe englezii noștri. Și chestia asta a creat o spirală care accelerează lucrurile, aș zice, de la o lună la alta. Dacă vreți un caz concret de ieri, te rog. Discutam cu cineva, de vreo două luni discut cu el, mi-a dădusem 35% în plus, 35. S-a dus cu oferta noastră la compania respectivă, i-au egalat-o imediat și au mai dat și un salariu în plus. Da. Dom'le, asta înseamnă, uite, bravo dintr-un punct de vedere. Voi sunteți oameni care știu carte, nene. Industria asta, care e o industrie, unii ar zice, a viitorului, dar de fapt a prezentului, de fapt o mare parte din viața noastră se bazează pe ceea ce faceți voi la locurile de muncă. Dezvoltarea asta digitală are o asemenea amploare încât va atrage oameni din ce în ce mai mult și bănuiesc că vă va mări salariile într-un mod spectaculos. Dar spune-mi un lucru, Dan, cât de mare este fluctuația muncii în industria ta? Aș zice undeva între 15-20% dacă ții lucrurile sub control. Dacă ai un departament de HR care își face treaba, care își dă seama că ok, trebuie să petreci mai mult timp să lăși mai mult timp către angajații actuali decât către cei viitori. Pentru că sunt studii care arată că în IT, dacă îți pleacă un om, pierzi undeva între 20 și 100.000 de euro. Da, spectaculos. Din păcate, da. În alte industrie, asta e situația. În alte industrie, dacă ți-a plecat un om, ți-a plecat un om. Mm-hmm. În IT, când știi că ți-a plecat un om și că brici să pierzi 10.000 de euro, îi dai și luna de decer să nu-ți plece. Da. Fabulos ceea ce îmi spuneți. Fiți atenți la ce spune omul ăsta. Câți ani ai, Dan? 33. Bravo ție. Părinți, fiți atenți. Oamenii ăștia lucrează într-o industrie care sună foarte, foarte atractiv. Ca să ajungi în poziția asta ta în care discuți lucrurile astea și bănuiesc că ai niște venituri importante pentru țara asta, așa e sentimentul meu, că tu câștigi câteva mii de euro pe lună. Cam câtă carte îți trebuie pentru treaba asta? Ok. Eu am terminat Facultatea de Economie din Iași, Contabilitate și Informatică de Gestiune. Cumva, nu știu, n-a fost prea multă carte, cât a fost să se descoperi cu timpul, să zicem, anumite valori, ceea ce îți place ție cu adevărat, ceea ce te pricepi cu adevărat. Mm-hmm. Asta a fost cazul meu, care nu sunt programator. Okay. Dacă ești programator, cred că ai nevoie de
hai 3-4 ani ca să de studiu și practică intensă ca să fie valoros pe piață. Da. Mulțumesc tare mult, spune cineva așa. Emisiunea de astăzi a început pe un ton ușor pesimist, demisia, ce se întâmplă în România. Se observă însă că demisia nu înseamnă altceva decât evoluție. Da, aveți dreptate, dar eu am spus acolo la debutul emisiunii că despre asta e vorba, că avem o nouă generație de oameni care privește lucrurile în mod diferit față de noi și că se mișcă mult mai repede decât ceea ce am întâlnit până acum. Andrei, salutare, bine ai venit la România în direct. Salutare, eu vin din domeniul vânzărilor. Așa, cum e la voi? Cum să fie? Am activat timp de în urmă cu mulți ani când am început, am invitat, cum să spun, șefii, superiorii noștri care ne angajau spuneau că, domne, nu vă convine? 10 ca voi sunt la ușă. Puteți să plecați oricând și toată lumea stătea la jobul respectiv de frică să nu, să nu îi se ia. Și am avut o perioadă de 5 ani de zile în care an de an am vrut să evoluez și am simțit că în compania respectivă nu pot să evoluez și am schimbat jobul. Și toată lumea se uita la mine, măi, dar ce este cu tine? Tu ești nebun la cap? Da, mă, dar eu vreau ceva mai mult pentru mine. Este de datoria noastră să ne căutăm ceva mai bun. În momentul acesta lucrez la bine, lucrez. Am vrut să-mi dau demisia de la locul de muncă actual și vorbind cu o prietenă de-a mea, cu cunoștință de la resurse umane, mi-a spus, măi, dar de ce nu intri în concediu de creștere copil? Și exact asta am făcut. Am intrat în concediu de creștere copil și la anul când se va termina concediu, probabil îmi voi da demisia. Nu mi-este frică să-mi schimb jobul. Asta este o teamă a românului. Dom'le, salarii mici, nu convine, vai, guvernul. Nu, este datoria fiecăruia dintre noi să-și asigure ceva mai bun, să învețe, să persevereze. Patronii, mulți patroni din vânzări profită de naivitatea asta. Am lucrat la firme la care patronul venea, să zicem, toată luna venea cu jeep-ul, cu mașina personală cu jeep-ul, când era ziua de salariu, venea cu mașina cu Dacia, cu ultima mașină și zicea, mai băieți, înțelegeți, este greu. Ne mergeam la ședințe de vânzări în care se spunea, domnule, ia uite, suntem compania de top numărul 1 din România, mondial. Păi dă-mi mărire de salariu, mai băieți, dar trebuie să înțelegeți, este greu. Păi stai puțin, am contribuit la bunăstarea companiei și tu nu-mi dai nimic înapoi? Eu nu înțeleg, oamenii care stau și se complac la joburi de care nu sunt mulțumiți. Da. Unora le este foarte greu să știi că ați dat demisia, a face pasul acesta sau a face investiții, prezintă un stres major asupra multor oameni. Ce o să fac? O să mă descurc? Ți se pune un ghem în stomac? Eu nu i-aș judeca foarte tare. Nu toată lumea e... Nu-i cum să zic. Nu toată lumea e curajoasă. E foarte greu să stai o perioadă fără muncă. Dar nu stai o perioadă fără loc de muncă. Îți cauți în permanență. Și mi-am place, cel puțin o dată pe an, să mă duc la interviuri, măcar să văd nivelul la care sunt și ce anume se mai cere piața în momentul acesta și cum mă corelez eu la cerințele pieții. Da, fii atent. Este o lipsă. Știi cum se cheamă la tine? Foarte mare de oameni specialiști. Andrei, în momentul acesta. Știi că, cum da. Se cheamă situația ta? Ea apare într-o carte, se numește Employer Branding 100%, e scrisă de un domn care se numește Doru Șupeală. Se numește demisie morală, așa o numește el, zice așa. O bună parte dintre angajații români, chiar dacă sunt în interiorul organizațiilor, și-au dat demisia morală, adică sunt deja cu mintea în altă parte și studiază în piață căutarea unor noi variante. Tu ești cazul ăsta, adică tu ai demisionat moral, mai ales că ai și plecat în concediu de paternitate și ai zis, domnule, eu mă uit să văd cum e în viitor. Deci tu ești un demisionar moral. Da, dar eu încurajez pe toată lumea care nu se simte confortabil să persevereze, să învețe și să facă un pas înainte în viață. Da. Și demisia nu este un pas înapoi, este un pas înainte, totdeauna. Bravo.
Corectă atitudinea. Mulțumesc tare mult. Despre asta e, despre asta e vorba. Când un lucru sau un mediu de lucru este toxic, când șefii nu-ți plac, nu sta, pleacă, pentru că banii vor veni pentru oamenii muncitori, da? Știu că e foarte greu să rămâi o perioadă fără de lucru, dar cred că în zilele de astăzi în România chiar îți găsești ceva de lucru. Foarte interesant că multe dintre demisii, multe, aproape toate, dintre demisiile astea sunt în mediul privat. De la stat pleacă puțină lume, bă, am și o bănuială. De ce? Ce să mai ai? Că uneori l-ai prins pe Dumnezeu de un picior. Am rugat să ne sune doamne, domnișoare. Bănuiesc că pentru o femeie e mai greu. Hai să vedem. Raluca, salutare! Salutare, Cătălin! Ce ne spun? Nu știu dacă neapărat e mai greu. Cel puțin eu vorbesc de cazul meu, nu neapărat generalizez. Eu am lucrat vreo 10 ani în domeniul Horeca, am avut norocul că am prins mai ușor limbile străine și atunci când aveam chef să vizitez o țară, plecam, făceam un contract, dar mergeam la fața locului, fără să-l prind contractul de acasă. Și la fața locului îmi găseam ceva de lucru în domeniul Horeca, am vizitat jumătate din Europa, așa. Deci mie mi-a fost foarte ușor tot timpul să îmi dau Raluca, limitea și să plec. Stai un pic, Raluca, stai un pic, că tu ai o poveste aici. Deci tu, la un moment dat, voiai să știi mai multe despre, nu știu, dăm tu un exemplu, Italia. Așa. Spania. Și te duceai în Italia și îți căutai de muncă acolo? Cum procedai? Da. Eu, acum câțiva ani, am avut o mică întreprindere individuală. Așa. Făceam zacus ca murături. Și, să vezi poveste, o clientă de-a mea era în Austria, trebuia să merg până acolo, n-am avut cu ce să-i trimit borcanele de zacuscă, m-am suit în mașină cu zacusca mea și am plecat până în Austria să-i duc zacusca. Acolo, la fața locului, pentru mine sezonul se închisese. Așa? Și mi-am căutat de lucru în domeniul Horeca, la un hotel de 4 stele. În Austria? În Austria. Și tu fără ai zis... să cunosc limba, fără să cunosc... Și nici n-am mai fost până atunci în Austria. Așa, și... Am găsit de lucru a doua zi, în al treilea hotel unde am intrat și am găsit de lucru. Nu, trebuie să-mi povestești. Și cum ai intrat pe poartă la hotel și ai zis, bună ziua, am venit? Eu, te Raluca din România, pe tine te așteptam. Jur, așa am făcut. Am intrat la hotel și am zis, bună ziua, Raluca, caut de lucru. Păi, ca ce? Păi, orice, că limba mea germană erau două, trei cuvinte. Și ce te-au angajat? Atunci a fost prima dată când am ajuns în Austria și am ajuns ca și cameristă. După aceea am fost ajutor de arhitecte, după aceea am fost chelneristă, am tot evoluat. Prindeam mai repede limbile, așa au fost și în Franța, așa am fost și în Germania. Dar și, deja aveai o experiență acolo, da? Cum? Deja aveai o experiență când te-ai dus, lucrase în Austria. Da, devenea din ce mai ușor. Am înțeles. Și acum ce faci? Până acum, până anul trecut m-a prins pandemia, eram în Germania. Ajutam la recepție și la micul dejun. Și atunci se dădeau bani de la stat pentru ajutor de șomaj, cum ar veni. Jumătate, 60% plătea statul, 40% hotelul. Eu luam salariul întreg, dar nu făceam nimic. Lucram 4 ore pe zi, dar pentru mine... Nu mi-a ducea satisfacția aia de se întâmple ceva, adică să stau să primesc banul, ok, pentru mulți ar face eu nu, eu caut și provocări, adică viața e frumoasă, nu lăsăm să trăiască. Și azi ce faci? Lucrez ca șoferiță pe camion. Tu lucrezi șoferiță pe camion? Tu ești cea care a scris mai devreme pe Facebook, de acolo am citit eu, tu ești aceeași Raluca? Eu sunt aceeași Raluca. Ah, ce tare! Deci cum? Da. Și astăzi lucrezi pe camion, ești șofer profesionist. Da. E destul de provocator și, nu să zic dificil, dacă ești ca femeie și vrei să lucrezi singură, nu în echipați cu soțul, prietenul, să ai ceva bătăi de cap, pentru că majoritatea intri într-o lume predominant bărbătească. Majoritatea șoferilor sunt bărbați. Atunci, și majoritatea bărbaților sunt însurați. Și ca să te iei să te inițieze, sunt probleme în familie. Și o să stai un pic din coace și până să începi să mergi, dar dacă vrei să ai un pic de hotărâre, determinare, merge. Ce poveste, mamă! Raluca, mulțumim tare mult! Zacuscă mai ai? Am... Am trimis la București, am trimis peste tot. Au avut mare succes.
Să trimiți la emisiunea Deșteptare. Acolo sunt niște domni care mănâncă zacuscă în fiecare dimineață și pot să-ți facă un review la zacuscă. Da. Mulțumim tare mult pentru povestea asta. Ce oameni extraordinari! Da. Scria cineva un domn mai devreme pe Facebook, Marius Paicu, cred că se numește, dacă el și-ar găsi de lucru în România, dacă s-ar întoarce în România din Anglia, oare și-ar găsi de lucru la vârsta de peste 45 de ani? Ce să zic eu? Da, cred că cel puțin ca șofer, un șofer profesionist, da, cred că se găsește de lucru zilele astea. E un răspuns pe care îl dau eu. Dar cred că ascultătorii noștri o să ne răspundă mai bine. Elena, salutare, bine ai venit la România în direct. În ce situație? Bună ziua, mulțumesc. O să-mi încep povestea. Eu anul trecut, am început anul dându-mi demisia. Dar nu mi-am dat demisia din cauza banilor, ci din cauza mediului toxic. De bani eram mulțumită eu. Era un salariu mediu pe economie, pentru mine era ok. Eram și în vânzări, era ok. Problema a fost mediu. Șefii și colegii. Era un mediu toxic. Ok. Și de asta n-am dat demisia. A fost ce așa. Înseamnă toxic? Ca să înțeleagă toată lumea. Că poate unii se confruntă și... Hărțuire psihică la locul de muncă. Serios? Hărțuire fizică? Mi se pare îngrozitor. Și cât ai rezistat acolo? Că la un moment dat trebuie să pui punct, ai pus punct, evident. Da, 3 ani și 6 luni. Mult. Și aveam experiență în vânzări. De la 19 ani tot vânzări lucrez. Acum vând 36. Mm-hmm. Și mă pricepeam foarte bine. Îmi făceam treaba foarte bine. Problema era mediu de lucru. Adică colegii și șefii. Și la modul că am dat demisia, n-am mai văzut să-mi caut nimic o perioadă de lucru. Și după câteva luni, postul meu șef m-a contactat dacă vreau să mă reîntorc. Și am spus că nu, n-am plecat degeaba de acolo. Da. Oare o fi înțeles mesajul tău? Nu știu. Da. Nu știu. Mi se par lucruri îngrozitoare. Va trebui să vorbim la un moment dat aici, la România, în direct, despre cum sunt tratate femeile la locul de muncă în România. Nu, mi se pare că... Eram la modul că vreau să depun plângere penală împotriva lor, dar am dat o pas spate și am zis, ok, nu mai merg aici. Ar fi trebuit să o faci. Astăzi ești bine? Astăzi sunt bine. Nu lucrez, am început să-mi caut de muncă anul acesta. Uh-huh. Acum am curaj, după un an de terapie. Atunci n-aveam. Am înțeles. Oh, și terapie, da, trebuie să fost îngrozitor. Dar e bine din punctul meu de vedere și eu le spun cunoscuților mei care lucrează în astfel de zone că da, trebuie să pleci. Sănătatea minții noastre... E la fel de importantă ca banii, sau chiar mai importantă uneori. Da, bine ai făcut, ai avut curaj. Chiar dacă spui tu că stai acasă de câtă vreme? De un an de zile. De un an, am înțeles. Curaj pe mai departe, sunt sigur că vei izbândi. Ea este Elena, a fost la România, în direct aici la Europa FM. Paul, salutare, cum ești? Salut, Cătălin. Salut. Cătălin, sunt la volan. Așa. Sunt bine acum. Vreau să-ți spun că e o altă dinamică față de ce gândim noi. Suntem cam aceeași generație, cred eu, 72, mă apropiu de 50. Și eu am început să plec, să spun așa, să-mi caut altceva în 2019, după 10 ani într-o firmă de proiecte energetice, într-un loc foarte bun. Deci eu sunt inginer automatist, dar am lucrat în management și în vânzări. Mă plafonasem total acolo, am tot căutat, am prins o firmă de IT, mi s-a oferit ceva foarte bun, dar vreau să spun că au fost momente foarte grele. Am ajuns în plină pandemie fără job. De atunci am tot căutat. Da. Am reușit să mă redresez și acum sunt foarte, foarte bine într-o companie multinațională, un post cu șef în Germania. Sunt apreciat. Nivelul salarial este excelent. Colegii, mediul de lucru și recomand tuturor și spun fraților, nu stați în locuri în care nu sunteți apreciați și în care nu vi se dă ceea ce meritați pentru pregătirea voastră, pentru ceea ce sunteți. Nu merită deloc.
chiar dacă este greu, faceți pasul ăsta. Tu știi câtă lume se chinuie într-o zonă de asta nepotrivită și... Știu. Așa suntem educați să ne gândim mai mult la siguranță decât la toate lucrurile urâte care ni se pot întâmpla în perioada asta. Sunt multe aspecte. Dar să știi că vine de undeva din trecut, din modul în care am fost educați. Părinții noștri erau obișnuiți să înceapă un job și să se pensioneze din jobul ăla. Da, sigur. Lasă, tată, stai, mai rabdă, că nu-i nicio problemă. Nu contează promisiuni nerespectate, călcatul angajamentelor în picioare. Fă-ți treaba, te va vedea cândva cineva. O știi pe aia? Crezi că în altă parte e mai bine? Te rog, te-am întrerupt. Nu știu ce să spun. Ideea este următoarea. Să știi că aș transmite un mesaj care s-ar putea să doară puțin. Este un pic vorba și de atitudinea patronilor români, care nu-și prea respectă angajamentele față de oamenii care le construiesc afacerile. Am trecut prin câteva experiențe de genul ăsta. Și pentru că știu că ești pasionat de fotbal și vă urmăresc cu mare drag și pe internet, cu Radu, cu Paraschivescu și așa, se întâmplă următorul fenomen. Știi, îți mută linia porții după ce ai dat gol. Știi? Adică, bună asta, da. Sau vezi că nu se pune golul pe tabelă și întreb ce s-a întâmplat. Păi zice, nu știi, trebuia să dai de 3 ori în plasă, da, ca să-ți socotim unul. Știi? Mulțumesc tare mult, Paul. Foarte interesant. Colaborarea mea cu Radu Paraschivescu la ea se referă. Este un podcast numit Vorbitori în Cel. Găsit și pe YouTube sau unde vreți voi să-l ascultați, la asta s-a referit. Raluca, iau-te final de emisiune. Bună ziua! Bună, Cătălin! Ce faci? Bine, am sunat să spun și eu pe scurt povestea mea cu câteva experiențe de demisie, încă de pe vremea când terminasem facultatea, ca să spun, abia mă așezasem la o corporație din Iași și mi-am dat demisia prima dată ca să plec alături de iubitul meu, care avea să fie soțul meu. După aceea am plecat în Anglia împreună să câștigăm puțină experiență internațională. Eram atunci în zona servicii IT. Făceam, cum să spun, suport, iar el era pe o altă ramură, un pic mai tehnică. Atunci a fost prima dată când mi-am dat demisia. Nu mi-a fost frică, pentru că eram tânără și aveam încredere în mine. Însă, ulterior, mi-am dat seama că, de fapt, împreună ne-am dat seama că vrem să ne întoarcem acasă. Ne-am dat demisia de acolo, am venit aici. Și legat de experiența femeilor în România, angajate sau antreprenori, pentru că acum am și acest rol de antreprenor, printre altele, m-am confruntat cu niște, nu știu, experiențe un pic mai ciudate după ce am revenit din concediul de creștere al primului copil, și anume că am fost intimidată. În primele 6 luni, cumva se dorea să îmi dau demisia singură, deși eram protejată de legea din România, cred că știți, nu? De legile de protecție a femeilor. Da, dar în primele 6 luni de la întoarcere sau în primele luni de... Da. Deci în primele 6 luni de la întoarcere, în prima zi am fost înștiințată că rolul meu s-a desființat. Și mi s-a amânat o decizie de încetare, practic, a locului de muncă, ce avea să se întâmple peste 6 luni, din momentul în care eu revenisem. Eu beneficiind, în cazul acesta, de protecția socială a mămicilor care se întorc din concediul creștere copil, da? Ce ai făcut? Efectiv, am încercat să-mi fac treaba, eram intimidată în mod constant, mi s-a înscenat și propria demisie, am fost pus așa într-un colț să semnez o chestie, ci că o chestie așa de teleworking, dar de fapt acolo scria că eu accept să-mi dau demisia. Am avut norocul că am citit cu atenție și am refuzat să semnez.
Însă nu am fost singura care a pățit chestiunea aceasta la respectiva companie. Cert este că în scurt timp am rămas însărcinată cu al doilea copil și nu a mai fost nevoie de absolut niciun efort să mă protejez, pentru că deja eram sub protecția două legi care Uite, mă protejau. Dar... un sfat acum sau dacă vrei un schimb de opinii, și îți mulțumesc tare mult căci trebuie să închidem astăzi. Dacă e un loc atât de rău, nu sta. Dar când pleci, fă-le și plângeri, da? Pentru că merită din tot sufletul chestiunea asta. Ce ediție interesantă! Îmi pare rău că n-am putut să stau mai mult de vorbă. O să repetăm asta. România se schimbă, prieteni. Ăsta e un mesaj la care trebuie să ne uităm. Sunt altfel de generații. Oamenii se mișcă mult mai repede. Țineți seama în analizele voastre de chestiunea asta. Eu sunt Cătălin Striblea. Rămân aici și în continuare. Spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.